tare tuturor! Avem un nou episod de No More Tabu și astăzi vom vorbi despre ceva unde cumva și pentru mine e tabu, la bioplastie. Și o avem pe Elena lângă noi și o vom întreba ce este la bioplastie. Bine, zis tabu, este foarte tabu și pentru pacientele care vin în cabinet și pacientele care îmi dau mail, care îmi scriu. Sunt foarte multe paciente interesate pentru că primesc multe întrebări de regulă în mediul online și sunt uneori destul de temătoare încât să vină destul de greu la un consult. Intervenția care se adresează labiilor, vorbim în special de labile mici. Labile mici sunt structurile care au o structură de mucoasă, deci n-au păr pe ele, sunt mai închise, mai maronii și au o structură unică în organism, și iar labile mari sunt cele care au piele, au păr și de regulă acestea evoluează prin pierdere de volum și au nevoie de volum, adică de regulă de lipofilling, iar labile mari, atunci când îmbătrânesc sau pur și simplu sunt când modificări fiziologice, cresc și atârnă și depășesc vizual labile mari. Am înțeles. Și în ce cazuri poți să-ți faci sau ar trebui să-ți faci labioplastie? Ca orice intervenție estetică, nu are indicație clasică la modul că trebuie făcut. Asta dacă vorbim de considerente estetice, care sunt paciente care și-ar dori să aibă labiile pur și simplu mai mici sau să fie complet acoperite de labiile mari, dar pot fi și, practic, să fie un disconfort la nivelul zonei. Sunt cazuri în care labiile sunt atât de mari încât intră în vagin în timpul actului sexual, când deranjează la o îmbrăcăminte mai strâmtă, de exemplu la blugi, când fac sport, cycling le deranjează sau când merg la plajă, când libru este frică să nu iasă vreo labie pe acolo și atunci indicația de elecție este la bioplastie. Am înțeles. Deci există și considerente medicale. Clar. Cumva. Bun. De la ce vârstă poți să faci la bioplastie? Ca orice intervenție estetică, după 18 ani poate fi făcută, dar practic o facem atunci când deranjează. Majoritatea pacientelor apelează la acest tip de intervenție după sarcină, dar sunt și paciente mai tinere care vin cu mamele chiar undeva la 18 ani, pentru că așa sunt labiile mai mari, cum avem un sân mai mare, un sân mai mic sau sânii asimetrici, la fel poate să fie și la nivelul labiilor. Cum e operația? Durează mult? Doare? Cum e recuperarea? Pentru că fiind o zonă atât de sensibilă și eu doar când mă gândesc sunt... Exact. Mai dacă ne gândim de regulă sunt niște emoții, intervenția durează aproximativ o oră cu emoțiile de rigoare. Se face cu anestezie locală fără pic de durere, asta pot să vă garantez la majoritatea. Poți să stai pe telefon? Poți să stai pe telefon, poți să stai pe tabletă, poți să te uiți la filme, pun crema anestezică, gel anestezic înainte să nu se simtă nici prima înțepătură de anestezie. De regulă, după primele 5-6 minute după ce încep, pacientele se relaxează brusc pentru că le spun asta a fost tot disconfortul și n-au simțit nimic și se relaxează. Eu îmi văd de treabă. Operația este o operație de mare finețe, este asemănătoare la intervenție de la ochi, de blefaroplastie, pentru că sunt structuri foarte fine. Firele de sutură care se folosesc sunt la fel de fine, sunt la fel de fine cât un fir de păr. După primele 3 zile de regulă este un disconfort pentru că fiind o zonă mai vascularizată, adică are mai mult sânge, se umflă mai mult, există și un risc de sângerare. La fel trebuie să avem grijă să se vindece corespunzător. E vorba de o mucoasă, aceasta nu are structură de rezistență, adică firele n-au în ce să se ancoreze acolo foarte bine. Nu trebuie să punem presiune pe zona respectivă, fără zboruri lungi cu avionul, fără stat mult pe scaun, astfel încât să se desfacă firele sau să se desprindă. Și dacă suntem cu minți 4-5 zile postoperator, de regulă se vindecă bine la o săptămână și primul control are loc la 2 săptămâni de la intervenție. Am înțeles. Și după primele 2 săptămâni cumva intrăm... Intrăm în procesul normal de vindecare. La 2 săptămâni mucoasa este închisă. Firele care sunt puse pe interior se dizolvă lent până la 6 luni. Când se va palpa zona se simte puțin mai tare, este absolut normal până se dizolvă aceste fire, dar oricum vizual de la 2 săptămâni se vede net că labiile sunt mai mici, sunt mici, sunt complet acoperite de labiile mari, iar procesul de cicatrizare de regulă evoluează bine dacă se vindecă totul ok și e o liniuță extrem de fină, aproape invizibilă. Bine, nu cred că stă nimeni chiar cu lupa. Uneori se uită. Se schimbă sensibilitatea în zona respectivă, nu se schimbă, este afectată. Dacă nu abordăm zona de clitoris, nu se schimbă deloc sensibilitatea. O să fie poate fi un disconfort în timpul actului sexual legat de acele fire care sunt practic niște structuri care
se pot irita și se simte puțin ușor disconfort până se dizolvă ele. În primele 2 săptămâni, dacă este cazul, să pun niște fire la fel de fine la piele care le scoatem, poate să fie ușoară senzație de înțepătură, dar legat de sensibilitate și de erogenitatea zonei nu sunt modificări. Cam cât de des faci această operație? Pentru că nimeni nu vorbește despre asta. Adică, deși cu toate le avem câteodată această arată bine, nu arată bine, atârnă, nu atârnă, mai discuți, da, întrebi, dar nimeni nu vorbește despre asta. Nimeni nu vorbește și unele paciente chiar se uită speriate și spun chiar am nevoie de operația aceasta sau doar mi se pare mie că sunt mai mari. Pe principiu că nu prea știm cum arată exact, o labie normală. Nu știi 100% cum exact ar trebui să fie. Exact. Este frecventă, e operația care o fac aproape săptămânal. Eu am de regulă o zi pe săptămână dedicată intervențiilor cu anestezie locală, prima e blefaroplastia, 2 sau 3 pe top dacă ar fi este labioplastia, dar și mie personal ca operație îmi place foarte mult, este o operație foarte, foarte fină și este din ce în ce mai solicitată. Am înțeles, deci cumva, deși nimeni nu vorbește despre asta, totuși femeile o fac, exact ca și botoxul. Exact. Bun, păi înseamnă că ar trebui să avem mai mult curaj să vorbim despre lucruri cu de genul. Siguranță. Mulțumim mult pentru răspunsuri. Cu mare, mare drag. Și asta e și ideea întregii serii de subiecte și clipuri No More Tabu, să vorbim despre lucruri pe care cumva oamenii nu înțeleg de ce nu le abordează cu mai multă seriozitate și cu mai multă deschidere, pentru că se întâmplă. Clar. Poate să te deranjeze, poți să ai o problemă și decât să stai cu ea și tot timpul să stai cu o frică sau cu o senzație de disconfort în timpul actului sexual sau cu o iritație a labilor, mai bine te duci și rezolvi problema. Adică există soluții. Clar, există soluții și sunt foarte confortabile și prietenoase și ca și intervenție și ca recuperare. Cât de greu de abordat ar părea zona respectivă, chiar poate fi prin metode cu o recuperare destul de rapidă. Super! Deci, mulțumim mult de tot! Cu mare drag! Dacă aveți orice fel de întrebare legată de labioplastie sau alte subiecte super tabu pe care ați vrea să le discutăm cu Elena sau nu numai dacă aveți întrebări pentru mine, puteți să le puneți în comentarii. Nu uitați să o urmăriți pe Elena și pe Instagram, Dr. Elena Martin, puteți să mă urmăriți și pe mine, puteți să-i dați și follow pe YouTube, poate o încurajăm. Și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa! Pa, pa, pa.